Sute de kilograme de carne friptă, râuri de vin, muzică și articole de meșteșugărit sunt ingredientele marelui chef care se dă astăzi în centrul capitalei cu ocazia hramului. Totuși, sărbătoarea nu i-a încântat pe toți. Șoferii și-au cam pierdut răbdarea așteptând prin ambuteiaje. La toți chișinăuienii, mulți ani! Mulți ani și ziua orașului să fie și mai bun. O, Doamne, și n-aș dori eu capitalei mele. Centrul orașului s-a transformat astăzi într-o mare mahala unde puteai găsi de toate. De la case amenajate tradițional până la porci la proțap. Toate au făcut deliciul vizitatorilor. Ca albinile la miere s-au înghesuit zecile de trecători în așteptarea unei bucăți de carne la grătar, plus un pahar de vin. Oameni cumpăr și du-te și vin înapoi și încă o dată cumpăr. Și carne finisito. Mii de lei merge. Odată am doar ziua asta, nu în fiecare zi. Degeaba nimeni nu dă. E bun? Nu e acru încât are, dar e bun. Iar unde e mâncare și băutură bună, își fac loc și amintirile. Când aveam 14 ani, umblam cu căruță cu doi cai și stropeam arbori pe oraș, unde casa guvernilor erau numai ruini după război. Ei, și au făcut un restaurant în colțul acela din lemn și i-au dat foc într-o noapte de țivi. Acest bărbat venit de la Crocmaz, Ștefan Vod, a rămas nedumerit când s-a pomenit în mijlocul unui adevărat furnicar. M-am speriat când am văzut lumea ta. Zic, și ce e asta? Și întreb de unul, de altul, zic că azi e sărbătoare mare. E ziua orașului. Zic că îmi pare bine, n-am știut. Înghesuială mare a fost și la această masă, unde trecătorii puteau urmări cum o bucată de fier prinde viață, transformându-se într-o potcoavă decorativă. Делаем имитацию подков. Они просто меньше обычных. Людям интересно, они смотрят. Традițional, fiecare prătură și-a amenajat câte un pavilion, iar aici creativitatea a fost decisivă. În sectorul Râșcan, de exemplu, atmosfera era dictată de un ansamblu de muzică populară. Mândruța s-o merita, ofo, ofo. Mândruța s-o merita, s-o lăsat cu dor în sapă. Iar cei care nu au încăput în centrul orașului sau care urăsc aglomerația s-au retras în parcuri. Dacă m-am strâns cu familia, pentru mine deam în sărbătoare. E ziua orașului, o să deam ceva în plus. Și cum pe mai multe străzi traficul a fost restricționat, ambuteiajele au întins nervii șoferilor. Nu se înțelege nimic în oraș. În trafic stăm și câte o oră jumate. Chișinăul a împlinit astăzi 578 de ani de la prima testare documentară.